Bună ziua tuturor! Eu sunt Petronela și astăzi voi pregăti poale în brâu. Pentru poale în brâu aveți nevoie de 1 kg de făină, 700 de ml lapte căldus, 3 gălbenușuri, 50 de grame de drojdie, o linguriță de esență de portocale, o linguriță de sare, 50 de grame de unt topit și 250 de grame de zahăr. Pentru început voi pune peste drojdie o jumătate de linguriță de zahăr, două linguri de lapte și voi face maiaua. O să fie până se topește. Voi adăuga și o lingură de făină și o voi lăsa la gospi. Peste zahăr am încălzit un pic de lapte și voi turna până vreau să topesc zahărul. Așa. Adaug și sarea, esența. Și jumătate din cantitate de unt. Voi pune peste făină. Voi pune la frământat. Voi adăuga și gălbenușurile. Mai adaug lapte călduț. Și adaug și acum și maiaua. Adaug și restul de unt. Mie mi-a intrat 650 de grame de lapte. O frământ să nu face bune. O să-i mai adaug cam 50 de grame de ulei și îl mai frământ la mână. Îl voi lăsa la dospit cam 40 de minute. O folie deasupra și un prosopel. Pentru crema de brânză aveți nevoie de 800 de grame de brânză care am pus-o la scurs, 3 ouă întregi, 150 de grame de zahăr tos, 2 linguri de griș și 100 de grame de stafide. Pentru început voi pune brânza într-un vas care a fost la scurs. Voi adăuga ouăle, zahărul. Apoi adăuga și grișul, să tragă zeama foarte bine, stafidele. Și opțional o să-i adaug niște esență de vanilie. Am luat-o adospit, îl voi scoate pe o planșă de lucru. Voi forma un sur și voi împărți în biluțe. Am împărțit aluatul în 16 biluțe. Voi întinde o foiță. Voi lua brânza. Îl pune pe mijloc. Și încep să împăturesc. Puneți 4 colțuri și după aia următoare. Așa. Acum voi face și floare. Voi lua tot așa brânza, voi pune pe mijloc și voi împărți în 4. Aduc așa.
Așa. Și am făcut și floare. Am pus două gălbenușuri cu un pic de lapte și voi unge. Am făcut 8 poale în brâu și 8 trandafiri. Le voi băga la 180 de grade pentru 25-30 de minute. Plăcintele și trandafirii sunt gata. Dacă v-a plăcut rețeta, nu uitați să apăsați butonul de like și să vă abonați. Vă mulțumesc!